O să dăm un fel de început și după aia vă fac un timelapse din... într-o parte. Ha, ha, că am văzut ceva de șur. Să trag, să trag cu reverul. Se vede? Non alcolic. Da? N-am vrut să deschid camera, dar am deschis-o dat fiind faptul că ăsta, taică mi-a venit. Niciodată nu-i punctual. Mi-a zis că vine la ora 1 fix. Da, a venit la 1 și 12 minute. M-a provocat la un ping pong și am zis că nu pot să să refuz. Așa că mergem să dăm un ping pong. Eu nu înțeleg ce fel de armată ai făcut tu. Iura 1 și 12 minute. Nici nu mă interesează. Te pun pe vlog. Dau niște înjurături. Da, tăle, că pun bip. De la p*** de echipă. Să mai și joc, și pierde. Mergem acum să vedem de un ping pong. Să văd ce și cum. Să treaba și... ne auzim de acolo, fraților, de la respectivul local. O venit și foarte extra, super repede, să ne întâlnim. Am pus telefonul pe camera, pe mașină. Și acum ne-am oprit nu știu unde aici, ca să-și plătească gazul, să-și plătească, nu știu ce cum mai trebuie să plătească. Mă mai pune să stau și aici, în parcare, cu mașina, unde e traficul infernal, că avem trafic. Asta vrea să fie strada Careiului. Duce până, acum trebuie să aștept după el, nu știu unde s-a dus în partea aia să plătească. Mi-a zis că vrea să trebuie să plătească, nu știu ce. Așteptăm! Mai așteptăm încă un pic și sper că după aia încolo trebuie să mergem noi. Să o luăm undeva în stânga, la respectivul local, unde... ce, mă? Te-am jurat? Auzit? Tot! Așa de fraier e. Dar bine ți-au arătat unde trece, era ce cauți aici? Plătit telefonul. Dacă te calc, n-au plătit telefonul. După aia, dacă te calcă cineva, devine șoferul, că-i chior. Dar eu văd. Da, tu vezi bine, chiorule. Băi, bulică frânare. No, fără. Vezi cum vorbești. Da, ciudată. Așa. Om pune ăla. Da, m-am și vopsit. Dic. Acum câteva zile. N-am vrut să fac vlog cum mă vopsesc pentru că m-am dus la un prieten. La un prieten. M-am maghiarizat puțin. La o amică m-am dus să mă vopsească. Pentru că nu dat fiind faptul că sunt zgârcit. Dacă a fost gratis, de ce nu? Mai plătesc salon 350 de lei, 500, nici nu știu cât e la salon să mergi să te facă. Bine, ce adevărat, nici nu... pardon, porcule. Dar tu vloguiești acolo. Dar vloguiesc, dar te pun să mor, dacă nu așa, te pun cum râgăi ca porcul, cum... Da, băi, e ceva... e necesitate. E necesitate, dar pune măcar mâna la gură. Da, serios, am pus-o, n-ai văzut tu. El îmi zice mie că eu sunt nesimțit și... da, cum vorbesc cu tata? Nu, cum vorbesc? Să vadă lumea pe vlog de la cine am învățat să înjur, de la cine am învățat să râghi și să beșesc. Și... da, m-am dus, m-am vopsit, nu mi-a ieșit cum aș fi vrut eu, dar în proporție de 95% mi-a ieșit, destul de ok. Mergem acum către locul cu pricina. Și am zis că vreau să-mi iau un tricou sau ceva mai larg, mie ceva mai să... bile, că nu da de trinele și acum trebuie să de... bile, vreau să joci. Hai! Ping pong, nu? Și ping pong. Nu, ping pong să joci.
Și mi-am găsit în dulap cea mai largă, cea mai nici nu știu cum să-i spun. E cu mânecă lungă bluza pe căldura asta, dar pot să zic că mă simt foarte, foarte bine în ea. Am ajuns la locul cu pricina. Ne vedem sus. Mamă, ce era să mă împiedic acolo să calc mai repede. Mergem, oare să fie lume. Deci nu mă interesează dacă este lume. E prea devreme. Ce scui pe el, mă. Așa te pun pe vlog, tot vlogul pun așa, jur. Uite, am ajuns, ce bine că nu este lume. Putem să ne jucăm și biliard, putem să ne jucăm și ping-pong. Dar voi aprinde, voi deschide imediat. Nu știu să vorbească taică-mi acolo. Am venit direct la masă. Profită puțin, dat fiind faptul că nu s-a mai jucat nimeni de mult. Uite. Chiar nu s-a mai jucat nimeni de mult. Dar ne vom juca noi imediat. N-am din ce alege mult prea multe pentru că... Bă, eu trebuie să-i pun cu plastic pe gură la omul ăsta, că nu servim, nu mâncăm, nu facem, nu trecem, nici bine n-am ajuns aici. Astea sunt cam desfăcute. Cam, nu știu, pe asta o văd mai de Doamne ajută. Sper să nu-mi iau copyright cu muzica respectivă. O să-mi fac aici, o să pun niște cadre frumoase, văd că am și loc unde să-mi pun, ori din partea asta, ca să se vadă așa frumos. Din partea asta la alta, să se vadă așa frumos. O să fac niște timelapse-uri frumoase. Așa că ne luăm câte o cafea și să începem să ne jucăm. Hai că începem așa frumos cu încălzirea. Sper să nu-mi iau copyright, că merge o muzică foarte aci, că e numai încălzire. Merge hit-ul sus și acum o să-l obosesc pe grasul. Așa că... o să dăm un fel de început și după aia vă fac un timelapse din... într-o parte. Să trag, să trag cu Everul. Învățat trag cu Everul. Am tras acum și după aia trag când înainte să mor. Trebuie să le trag, că altfel nu o să le trag niciodată. Cu Reveru. Vrăjoală! Am știut că asta o să faci. Fa, ce unghie mare am! Hai, amu, că nu mai am baterie, mi-e de la GoPro. Mersi, fain. Mai că n-ai plâns când ai zis asta. Merge! Chio, da. E încălzire, mă! Toate sunt încălzire, și dacă le trag, și dacă nu le trag. Am știut! De asta vine linia, am luat și la bunica. Ce? Ai bani? Da, 10 litura. Nu, 10 litura. Ăsta la alta mea, mă. 10 litura. 10 litura. Aoleu, ce paletă mi-ai dat. Alege, gata, dacă e pe bani, alege ce paletă. Nu facem aici pe bani, mă.
Cum vrea el? Vrea el să ia banii de pe mine. Cum vrea el să ia banii de pe mine? La ping pong. Zi, bă, să-ți dau 50 de lei și ți-i dau, mă. Banii după ea. Nici nu-mi pasă. Bun, dragii mei. Îmi iau ăsta de pe frunte. Un timelapse, că ne încălzim încă vreo 5-10 minute și... Și... na. Vedem ce o să se întâmple. O să mă bată, fraier. Că joacă bine. Hai că-mi pun pe trepied camera și o pun ca să fac un timelapse. About my name came up a lot of sounds more when I was not around. Certain people that I know they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds more when I was not around. Certain people that I know they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds more when I was not around. Certain people that I know they ain't no longer about.
boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Oh, keep boy. Day we hustle, but the night we. Oh, keep boy. Know that they ride or die. I'm a oh, keep boy. Know that. Schimbă în cadru, câștigat 1-0. Know that they ride or die. I keep boys by my side. These brothers my guys, know that they fly. Know that they fly, know that they fly. Faci suprava, cu ce adevărat pierd, adică am câștigat doar 11 set. El a câștigat vreo 9 sau 10 sau nu știu câte. Dar ca antrenament să vin să transpir un pic și să mă distrez în mine. Trebuie să îmi schimb bateria și o să jucăm un pic de biliard. S-o bătut de unul singur, am intrat aici neagră, dar n-am filmat, camera mi era undeva aici și... Mamă, ce bagă ăștia la muzică iar! Bun, o să-mi pun camera pe cap și o să jucăm o tură așa cu camera pe cap.
merge domnul la bilă să o baje la lontru, zice el. De-aia mă uită tătăt râde de el când a dat gherla, da? Gherlă! Am zis? Ce aproape? Asta e gherlă. Uite aici, filmează-mă pe mine cum se bagă acolo. Da, hai, să văd. Dar nu face de rușine. Când să te mai filmez? Cum să te mai filmez? Ia! Stai cu supune-mi de acolo. Asta dacă nu bagi. Nu bagi. Nu bagi. S-o stins. Nu s-o stins, măi, touch screen-ul. Yes! Profităm de ocazie acum, trebuie să șterg asta puțin. Profităm de ocazie ca să spunem scorul, e 1-1. Ne-am cam chinuit puțin la neagră, pentru că așa e, când ajungi la neagră te chinui puțin, dar începem iară o nouă rundă și o să pasăm trepiedul de la unul la altul. Din păcate nu mai vrea să jucăm, am câștigat cu 2-1. Nu știu ce se fac, dar nu mai vrea să jucăm, așa că am terminat și cu ping-pong-ul, am terminat și cu biliardul și nu știu unde o să mergem imediat. O abandonat la biliard. După ce l-am bătut de 2 ori, a fost scorul 2-1, 1-2, nu mai am chef să joc. Dacă joacă mai bine ping-pong ca mine, asta nu înseamnă că știe juca și biliard mai bine ca mine. Unde s-o duc seara? Nici nu știu unde o să mergem. Ne-am distrat puțin. Da, ce adevărat joacă mai bine decât mine ping-pong. Dar la biliard am și eu anumite aturi, pentru că am mai jucat biliard mai mult decât ping-pong la viața mea. Și cam atât pe ziua de azi, cred, sper, nu știu. E cald, poate că o să mai fac o plimbare în stânga, în dreapta. Important e că am venit să onorez, cum să spun, provocarea pe care mi-a făcut-o ieri.